fata ginerele și nepoțelul dumneavoastră. Da. Am vrut astăzi să vă fie alături cu inima și cu sufletul, dacă fizic n-au putut, din păcate. Dar avem aici un torpuleț. Dacă ne ajutați dumneavoastră? Mulțumim, papușa. Și floricele pentru dumneavoastră? Puteți să le țineți? Da. Și mai am aici și un tablou. Uite, uite. Da. Ia câtă la ea. V-am auzit de când am intrat. Simona a făcut. Și mai am acum și o melodie. O melodie care vine cu dragoste. Și o să am la final să vă transmit și un mesaj. Dar haide să auzim melodia prima dată. Rozuliță de trifoi, copilași am fost și noi, măi. Lângă o mamă și un tată, care acum cu dor ne așteaptă. Eu mai am și un mesaj pentru dumneavoastră. Un mesaj care vine cu multă dragoste și într-adevăr, și cu mult dor, dar și cu recunoștință. Și spune așa, 50 de ani de căsnicie, o viață întreagă în care ați fost alături unul de altul, v-ați ascultat și v-ați susținut în toate. Vă dorim ca următorii 50 de ani să fie și mai plin de iubire, armonie, respect, energie, bunăstare și bucurii infinite. Să fiți în continuare un tot întreg. La mulți ani, dragii noștri părinți, din partea fiicei Simona, ginerele Ionuț și nepoțelul Claudiu. Doriți și dumneavoastră să le transmiteți câteva gânduri? Să le mai transmit eu, că nu ne tor de ei. Să vină, să-i mai vedem în 3 ani jumate. Pot să le spui. Da. Sunt și dumneavoastră aici. Toți, cu toți copiii sunt aici. Da. Da. Mulțumim, tată. Și îi iubesc pe toți la fel. Nu fac nicio diferență între unul și altul, între băieți sau fată. Sunt toți la fel. Da.